Bine ați venit, aci era la noi. Dad jokes. Băi, deci, serios, după... Cred că am 700 de clipuri făcute la ora actuală și nu glumesc. După atâtea clipuri, e greu să găsești un intro nou, să faci ceva nou. So, aci era it is. Ca idee. Tastatură 60%, mă rog, 60% de la Trust, un brand care noi colaborăm de foarte, foarte mulți ani și 60% pentru că sunt mega fan 60%. Am tastatură 60% din decembrie 2018. De atâția ani folosesc un 60%. Și cum cei de la Trust au zis, hei, lansăm ceva nou, nu putem să refuzăm, doar că n-am pus o condiție. O iau și o butonez, dar vreau să rămână a noastră. Pentru că îmi plac astea mici, ocupă mai puțin loc, va fi perfect aici pe birou, pe lângă. A, chiar, avem un 60% și în partea cealaltă, una modificată. Și n-ar fi corect să o comparăm direct. Dar o să vă arătăm exact ce poate aceasta. Cum se aude, cum se simte. Am observat că nu există soft pentru ea. Adică totul se face direct din tastatură. Ceea ce ți-e oricum îți place. Da, nu te mai chinui să mai instalezi nu știu ce chestie. Și ca idee, pe site nu spune chestia asta, parcă spune undeva mic. Vine cu switch-uri roșii cu OTEM-ul. Asta înseamnă că sunt switch-uri liniare. High five! Poate cum? Keep your things green and clean. Băi, da. Au o singură bucată de cauciuc, un elastic aici, atât. Da, da, și vine cablu USB-C. 2.20, 2.5? Acolo? Pretty long. Pretty long. Da. Nu știu dacă o să-l folosesc, este cablu normal, vine cu chestia asta aici. Yes. Știi pentru ce chestia asta? Nici eu. Am știut la un moment dat, I totally forgot. Ceva teoretic magnetic și pentru pulsuri, dar posibil să mă înșel, așa că dacă voi știți mai bine ce face chestia asta, lăsați în comentariu. Ca să aflăm și noi. Să vă readuceți. Și noi, nu? Da, exact. Așa. Hârtie reciclată. Nu, pardon, hârtie și reciclează-mă. Ok. Băi, nu o să mint, se simte destul de ușor, dar nu atât de ușor ca și cum mai zice că are un plastic ieftin și atât. Hai, mie îmi place nuanța aia de gri. Da, așa. So, so. Nu are nicio. Hai, așa, da? Oh. Însă, știi ce nu observ eu? Nu are nicăieri un keycap puller. Căutat în toată cutia? Nu, nu are. N-are. Nicăieri. În cutie mai avem o hârtie de whatever și un user guide. Iar un user guide ne spune cum să folosim tastele. Iar eu vă spun așa, dacă vreți să folosiți tastele, aveți aici un fân și sub fiecare tastă aveți curtătură pentru ce face. De exemplu, volume up, volume down. Meniu, play, next, stop, F-urile, home, insert, scroll, lock și așa mai departe, iar săgețile sunt practic fânul și chestia asta. Schimbarea iluminatului, crescut iluminatul, nu, asta e ciclu de iluminat și aici schimbarea intensității, mai repede sau mai încet. Spune. Zic, dacă te joci ceva care încă mai folosește săgețile... Da, mai cu fânul. Eu când scriu sau când fac tabele cu anumite cifre și asta, folosesc fânul și imediat... M-am obișnuit, îmi este în reflex chestia asta, mi se pare ceva normal, n-am nici cea mai încă problemă. Bine, eu întreb că eu nu folosesc așa și pentru mine e nenatural. Să folosesc săgețile sau cu fân și? Cu fân și cu tastatură din astea la economie. Da, da, glumesc, știu că lumea preferă din multe motive. Ok, uite cât este. Pe glumă.
Perfect de acord, înțeleg. Am biroul mic. Biroul meu este fix cât este mousepad-ul ăsta. Dacă aș pune o tastatură, mi-ar rămâne super puțin loc. În schimb, dacă folosesc o tastatură, într-adevăr, folosesc 65%, care are încă un rând în plus. Și mouse-ul îmi rămâne loc lângă de telefon, tastatura și loc de mouse. Dar vreau să fac așa, luminozitatea la maxim, este la maxim. Deci, de fiecare dată când aveți luminozitatea la maxim, ea o să clipească. Și momentan voi lăsa așa. Ia să vedem. Fân și volum. Merge. Ok. Hai să facem și așa. Am o greșeală. Nu. Nici nu. Ți-ai greșit meseria. De ce? Trebuie să te duci acolo la judecătorie, știi, aia care transcriu toți, tot ce se vorbește. Tastez de 34 de ani. Și am început cu un chip 03 care avea Basic S. Și atunci acolo trebuia să tastez absolut tot ce vrei. So, învățare. Dar. Păi. Ce nu-mi place că nu are... Îmi trebuie un keycap puller. Nu avem pe aici niciun keycap puller. Nu am nici aici un keycap puller. Avem tocmai în camera cealaltă. Am luat un keycap puller normal, care îl găsiți în general peste tot, la orice chestie, dacă vă luați inclusiv switch-uri. Ok. Switch-urile sunt brânduite OTM-ul, dar vreau să văd așa. Oh. Stabilizatoarele nu sunt prelubrifiate din fabrică, însă arată foarte drăguț, iar PCB-ul este... Foarte interesant. Este deschis la culoare. Bine, de fapt acesta este un plate, nu este PCB-ul direct pe care sunt prinse. Ok. Poți să-mi dai tastatura aia de acolo, dar scoate-i mufa din spate, te rog. Este USB-C, se scoate ușor. Fără să scot mufa, nu cred că... Puteai să-mi dai cu tot cablu. Ok. Cum ziceam, suntem fani 60%. Asta este o tastatură cumpărată, ce mă știu, cu mulți ani, cred că era în pandemie. Am folosit-o acasă mult timp, între timp bateria nu mai ține aproape deloc și am adus-o aici acasă să fie tot timpul pe cablu. Dar, această tastatură are switch-urile direct pe PCB, ăsta este PCB-ul, pe când aici are un plate înainte. Și bine, asta e tastatura modificată. Și modificată ajunge să sune așa. Și sună mai bine. Asta din fabrică sună așa. Iar o tastatură mult mai scumpă, dar folosită ceva timp, sună așa. Asta este din fabrică nemodificată standard. Păi, mie îmi place mai mult aia de la Trust. Ok. Și haideți să vă arăt, pentru că asta are niște O-ring-uri. Practic, ea sună așa, în loc de așa, sau așa. Și haideți să vă arăt cu un simplu O-ring ce diferență se poate face. Practic, am luat O-ring-ul. Bine, cine ar vrea, ar putea să se mai uite la noi pe canal, pentru că mai avem clipuri. Costă 30 de lei un... Ok, și acum, tastatură stock scumpă, e ok, okay, da. Tastatură semi-ieftină modificată, hai să o pun tot jos, să... și tastatura Trust stock,
și modificată. Bun, bun. Simte. Cu un simplu chestie de cauciuc. Însă, la mână se simte că nu mai este exact cursa aceea dreaptă și atunci când ajunge la final, ai cauciucul care absorbe. Se simte puțin mai moale, mai mușii, ca să zic așa. Okay. Hai să dăm chestia scumpă, să dăm chestia ieftină și să revenim la asta. Wow! A venit Arduti dând vizită? Exact. Și ar mai trebui să spunem că vine și cu două piciorușe. Personal, o să iau această pungă de O-ring-uri și o să pun câte unul sub fiecare tastă. La început va fi această senzație de mușii, însă după aceea va dispare. Adică se vor toci și va fi exact aici. Aici nu se mai simte. Dar aici mai am O-ring-uri sau nu? Nu mai țin minte dacă le-am păstrat sau nu. Da, încă sunt. Ok. Dar a dispărut senzația aceea de mushiness. Însă tastatura se simte mai full, mai sec, nu gol. Aia. Și o să fac același lucru și cu asta. Dar, să revenim la ea. Dacă nu vreți să faceți acest lucru și vreți să lăsați standard așa cum este, este tastatură foarte ok. Adică nu am ce să-i reproșez. Cum ziceam, am văzut un sneak peek la ea înainte să fie anunțată. La Comic-Con am discutat cu cei de la Trust și le-am zis că, hei, vreau tastatură, o vreau pentru noi, vreau să ne mână nouă, I like it. Îmi place combinația de culori, nu mă așteptam să iasă ceva greșit, mai ales că are switch-uri liniare, sunt fan switch-uri liniare. Avem o singură tastatură cu blue switch-uri momentan folosită la ora actuală în studio, restul sunt doar switch-uri red liniare. Asta vom înlocui acea tastatură și vom avea doar switch-uri liniare. Și sunt niște switch-uri destul de silențioase. So, din punctul meu de vedere, are un thumbs up. Adică nu mă aștept să fie foarte scumpă, pentru că în general produsele tras nu sunt foarte scumpe. Și mă aștept să funcționeze fix așa cum trebuie. Ai ceva de completat? N-am nimic de completat, așa din depărtare, pentru că n-am pus mâna să simt efectiv tastele. Mi se pare că se aude bine. Dar fi nou. Tacet. El nu este fan tastaturi mecanice. Nu, nu sunt fan tastaturi mecanice și astea e mici cu atât mai puțin. Ok, deci tastele se simt foarte bine la apăsare. Este switch Otemu, roșu, clasic, nimic. Da, se simt bine. I like it. Adică, ca și feeling. Și asta tot Otemu red. Este fix același. Da, aici spați bine și uzura, pentru că și la noi a mai stat. Exact. Acum acolo se aude evident mult mai bine. Are mai puțin rattle. Dar tastatura asta a fost desfăcută și toată bucata de aici are spumă băgată înăuntru. Probabil va urma să facem același lucru și cu asta. Și nu este spumă, este de fapt folie. Este o folie ca de ambalaj. Folie din aceea puțin mai gros, care izolează și termic. Probabil vom face și același lucru și cu asta. Probabil. Dar pentru moment este foarte ok așa cum este. Și de asta, din punctul meu de vedere, are un thumbs up. Și cam asta ar fi concluzia, asta ar fi clipul. Dacă aveți întrebări legate de Trust Acira, mai jos este o căsuță, tastatura este la noi, va fi folosită la noi, așa că o vom butona, putem să vă răspundem. Dacă aveți alte întrebări, nu se vreau Discord, link jos în descriere. Eu sunt Cean, din spatele camerei este Mihnea, la edit este... În spatele camerei a fost Mircea, dar la edit ar putea fi Mihnea dacă ar vrea. Da, corect. Și ce să zic, v-am pupat, pa, pa.